Este informația momentului la Digi24, se anunță o noapte grea pentru Recep Erdogan, pentru că partidul său de guvernământ este pe cale să piardă toate cele 5 mari orașe din Turcia în fața opoziției. Au fost alegeri locale astăzi și după cum arată numărătoarea parțială a voturilor, Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa și Adana vor fi conduse de politicieni ai opoziției. Miza este uriașă, iar punctul central al scrutinului este desigur Istanbul. Recep Erdogan speră ca partidul lui să recâștige de la opoziție orașul cu 16 milioane de locuitori pe care el însuși l-a condus odinioară. Și deși până acum au fost numărate aproape jumătate din voturi, unii dintre jurnaliștii turci scriu că rezultatele par să fie un semnal foarte puternic al unei noi ere în politica din această țară. Domnule profesor Pârvulescu, alegerile locale pierdute în Turcia e ca la noi, nu te uiți decât la ceea ce face candidatul ca să poți să-l votezi? Sigur, dar aduceți-vă aminte că acum 5 ani, în 2019, candidatul opoziției la Istanbul a avut alegerile anulate. A fost o forțare de către Erdogan, în final le-a câștigat. Acum, anul trecut, nu s-a înscris în alegerile prezidențiale, pentru că Erdogan s-a jucat puțin cu justiția, care este în momentul de față total controlată. Oare e o schimbare de eră? Aș spune că nu este o schimbare semnificativă, pentru că toate orașele pe care le-a spus, inclusiv Antalya, fuseseră deja deținute de opoziție. Deci dacă aceste rezultate se confirmă, este de fapt o confirmare a faptului că marile orașe nu sunt controlate de Erdogan. Pe de altă parte, lumea rurală, da. Și avem același clivaj pe care îl vedem și în România și de care vorbeam puțin mai devreme, inclusiv despre alegerile locale din România, urban-rural. Pentru că știți, o spunea domnul Ștefurac, prezența la vot este mai mică la locale. Și cu cât este mai mică, cu atât candidații care au controlul asupra maselor au șanse. De ce câștigă în România aproape 90% din primar mandatul? Îl recâștigă. Pentru că prezența este mică la vot, pentru că controlează electoratul. Sunt alegeri într-un singur tur. Sunt alegeri într-un singur tur și atunci electoratul controlat contează. Dacă există candidați sau care vor într-adevăr să facă campanie, lucrurile se pot schimba. Asta se vede și în Turcia. E foarte greu să faci campanie împotriva lui Erdogan, pentru că acolo nu există presă liberă. Sau există foarte puțină presă liberă. Televiziunile sunt toate controlate de Erdogan. Dar totuși există societate civilă. Spre deosebire de Rusia, despre care o să vorbim puțin mai încolo, în Turcia societatea civilă a supraviețuit în zona urbană. De altfel, Erdogan, ca și Orban, prietenul său de la Budapesta, a încercat într-una să mizeze pe zona rurală împotriva zonei urbane. Nu se poate la alegerile locale să ai un astfel de succes, dar la alegerile parlamentare și prezidențiale nu sunt probleme. Și dacă nu sunt probleme, Ion Ioniță, la cele două tipuri de alegeri, la prezidențiale și la parlamentare, ce ar fi semnat pentru Erdogan să și câștige aceste alegeri? E un semnal prost? Cât de prost este acest semnal pentru el, că de fapt votul se raportează în general la Erdogan? Evident, și se raportează la dorința lui expresă de a recuceri Istanbulul pentru partidul său, fiind după victoriile sale, iată, la al treilea termen al alegerilor, al mandatului prezidențial, ar fi vrut să aducă Istanbulul înapoi în o grada politică a partidului său. Se pare că nu va reuși, nu s-a terminat numărătoarea voturilor, va trebui să vedem rezultatele de la final, dar prin aceste alegeri, dacă se păstrează aceste rezultate preliminarii, vom constata de fapt că opoziția n-a fost distrusă. Adică ei își păstrează aceste orașe, le aveau de data trecută, au trecut prin mari probleme într-adevăr, au fost anulate alegerile. Ekrem İmamoğlu, cel care este primarul Istanbulului în acest moment, dar au reușit să câștige în justiție și după aia să refacă alegerile, să câștige opoziția și să păstreze acum mandatul. Deci în toate orașele acestea mari opoziția câștigase, înseamnă că își păstrează mandatele, deci nu sunt spulberate partidele de opoziție, opoziția nu este spulberată, nu este ștearsă din alegerile locale, din administrația locală. Este o mare victorie pentru ei, iar Erdogan nu își maximizează puterea politică prin partidul său. Evident că nu candidează direct, dar susține candidații partidului său. Până la urmă, este pentru mulți ani de aici înainte, deschide o perspectivă pentru 2028, de fapt, pentru următoarele alegeri importante politice, de data aceasta, în care opoziția și acești lideri ai opoziției, primarul Istanbulului, dacă rămâne în funcție, ar putea să fie un foarte bun candidat la alegerile prezidențiale. Dar nu sunt mâine alegerile prezidențiale. Depinde foarte tare dacă până la urmă vor fi lăsați să candideze, pentru că am avut exemplu Rusia, care a avut alegeri și în care, practic, Putin a candidat singur, pentru că ceilalți n-au contat. Pentru că vorbim despre Rusia, Rusia a declanșat un război electronic în regiunea Baltică, unde broiază semnalul GPS al avioanelor de pasageri. Comandanții aeronavelor au raportat un număr tot mai mare de bruiaje, iar cele mai mari probleme sunt în jurul enclavei Kaliningrad, zonă militară importantă pentru Moscova. Un expert acuză Rusia că atacă teritoriul suveran al țărilor NATO, iar cifrele par să-i susțină spusele. Întreruperile GPS au fost de 7 ori mai multe în primele 2 luni ale anului față de aceeași perioadă din 2023. Peste 1600 de avioane civile au fost afectate de blocarea semnalului GPS, care nu este doar o problemă a aeronavelor de pasageri. La mijlocul lunii, un avion militar care îl transporta pe ministrul britanic al apărării a fost afectat de blocarea GPS-ului pe drumul de întoarcere din Polonia. Sabin Orcan, asta chiar e o chestiune extrem de periculoasă. Mâna este a Rusiei, scrie Politico, pentru că n-are cine altcineva să facă așa ceva. Totuși, e o direcție în care Rusia escaladează conflictul cu NATO aproape la modul direct. Eu nu știu dacă sunt intenționat broiate avioanele civile sau broiază avioane militare și afectează și avioanele civile, pentru că folosesc, deși sisteme diferite, până la urmă aceeași platformă. Pe de altă parte, să ne aducem aminte totuși că o rachetă rusească a doborât un avion de pasageri, nu? Pentru care Rusia nu și-a asumat nici acum vina, un scandal internațional celebru. Racheta rusească folosită de separatiștii ruși în 2014. În Donbass. Iar Rusia a dat vina pe Ucraina. Malaezia era. Da, Rusia a dat vina pe Ucraina, dar o comisie internațională a stabilit între timp foarte clar că racheta era rusească. Justiția olandeză. Justiția olandeză, cine a atras și așa mai departe. Mai mult, există o anchetă care arată că, a procurorilor de la Curtea Penală Internațională, care arată și cine sunt cei care au dat ordin să se tragă acea rachetă. Și să merge pe fir frumos până să ajunge pe la armata rusă, GRU, etc. După cum știm, Rusia nu extradează pe nimeni. Eu cred că e foarte periculos și e doar o problemă de timp până când un avion ar putea să aibă un incident nefericit din această cauză. Știm cu toții, când călătorim cu avionul, suntem rugați să nu folosim Bluetooth și așa mai departe la decolare, la aterizare. Eu cred că broiajul ăsta este ceva mult mai profesionist și că poate duce la o tragedie foarte ușor. Nu știu dacă există o măsură tehnică de a anula acest bruiaj GPS, pentru că în acest moment există o competiție și pe piața asta a sateliților, nu? Rusia are propriul sistem de sateliți, care nu e concurent sistemului occidental, folosește cu totul alte metode, inclusiv aviația lor civilă folosește alt tip de, mă rog, să nu-i spun GPS, că nu e GPS, nu mai știu cum se numește. Ideea este că această concurență, repet, poate duce foarte ușor la o tragedie și sper din tot sufletul că nu se va întâmpla asta. În legătură cu Turcia vreau să spun și eu o singură frază. Din păcate, democrația asta a lui Erdogan, care permite unei opoziții să existe, se întâmplă după ce a avut loc o epurare masivă în Turcia. În acest moment există în pușcăriile din Turcia mii de jurnaliști, oameni politici, oameni din partidele care i s-au opus lui Erdogan, oameni condamnați la fel ca și în Rusia lui Putin doar pentru faptul că erau opozanți politici sau activiști civici sau jurnaliști. Jurnaliști condamnați pe viață pentru terorism. Nu mai există asta în multe state din lume, prin urmare nu prea cred așa în nivelul ăsta foarte mare de democratizare din Turcia. Mă bucur că a câștigat opoziția în Istanbul, să sperăm că acest primar al Istanbulului va putea să-l și bată pe Erdogan la următoarele alegeri prezidențiale. Nu mai avem foarte mult timp, domnule Ștefurac. Faptul că apar astfel de informații cu bruierea GPS-ului pentru avioane, sunt avioane comerciale, e de natură să creeze și mai multă panică în interiorul statelor europene, pentru că asta a urmărit de la început Rusia după invazia Ucrainei, să sperie populația Europei. Există un, nu știu, vreo variantă în care oamenii să spună, oamenii politici din Occident să spună: stați liniștiți, nu se întâmplă absolut nimic, nu există pericolul să cadă avioanele civile. Sigur, asta experții tehnici o pot spune, însă teama de război este în continuare pe locuri fruntașe, în topul temerilor, fricilor pe care le împărtășesc, să spunem, cetățenii din toate statele europene și în principal cele din statele de proximitate. Pe de altă parte, cred că este responsabilitatea oamenilor politici din toate aceste state, inclusiv din România, să nu ascundă, să nu... Știți, toate aceste apeluri la calm, sigur, sunt bune, dar în același timp cred că populația trebuie pregătită, reziliența în fața unor asemenea amenințări nu se poate obține prin ascunderea unor subiecte care sunt reale, unor tipuri de amenințări care sunt reale și atunci, evident, trebuie să conștientizăm până la urmă, chiar dacă există o oboseală față de război și se tot discută despre acest lucru, nu mai vrem să auzim despre aceste lucruri, inclusiv știrea pe care ați prezentat-o ne arată că aceste subiecte sunt acolo, războiul nu a dispărut și atunci trebuie să, sigur, învățăm să trăim cu un război ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, cu amenințări, să spunem, la adresa statelor NATO, haideți să le conștientizăm și în felul acesta și populația este pregătită să rezoneze așa cum trebuie și să reacționeze așa cum trebuie și să nu cadă pe, folosesc poate un termen nepotrivit, pe fentele populiștilor, partidelor populiste de peste tot, din toate țările europene, inclusiv din România, care minimizează uneori rolul nefast al Rusiei în acest conflict. Mulțumesc foarte mult, domnule Ștefuracă. Luăm o pauză scurtă și revenim. România țintă tot mai des a Kremlinului. Ce-i se reproșează României și cum este amenințată, vedeți imediat. Iar aici, în România, la noi, practic mesajele antioccidentale se răspândesc cu o viteză uluitoare de către ambasada Rusiei și cu sprijin de aici, de la București. Revenim! Ordin de mobilizare dat de Putin, ce ascunde, ce pregătește Kremlinul, vom discuta imediat în contextul în care ambasada rusă aici în România își răspândește cu o viteză uluitoare mesajele. Cine îi ajută? Vă arătăm imediat. Începem însă discuția, vorbim despre faptul că în ultima săptămână România a fost mai mult ca niciodată de la începutul războiului în discursurile oficialilor de la Moscova. Putin a amenințat că va dobori avioanele F-16 care vor fi folosite împotriva Rusiei, chiar dacă acestea se vor afla pe aerodromuri din țări NATO. Ministerul rus de externe e nemulțumit de extinderea bazei NATO de la Kogălniceanu, dar cel mai surprinzător comentariu vine de la purtătoarea de cuvânt a Maia Rus, Maria Zaharova, care le plânge de milă agricultorilor români. Во-первых, если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, я думаю, что вы это понимаете как никто другой, лучше других. Эта ситуация на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать их самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе систему залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью. В силу своего географического положения и сложившейся конъюнктуры, Румыния в последние годы стала одним из ключевых направлений для транзита и реализации сельхозпродукции с Украины. Это привело к насыщению местного рынка более дешевым и зачастую менее качественным продовольствием. Заявлениями по данной проблеме в схожем ключе отметились руководители местных ассоциаций сельхозпроизводителей, однако каких-либо внятных действий по защите интересов своих фермеров со стороны румынского правительства так и не было замечено. Ну, собственно говоря, это и неудивительно. Давно известно, что действующие румынские власти предпочитают не перечить Брюсселю, решительно настроенному содействовать киевскому режиму. Не приходится сомневаться, что такой подход рано или поздно сыграет с ними злую шутку. Atacuri și amenințări volate la adresa României. Imediat veți vedea cum ambasada Rusiei reușește să propage cu viteză uluitoare mesajele antioccidentale. În continuare alături de mine în studio domnul profesor Cristian Pârvulescu, politolog, domnul Sabin Orcan, redactor șef al Newsweek România, domnul Ion Ioniță, redactor șef al revistei Istoria. Ni se alătură și domnul profesor Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Mulțumesc foarte mult, domnilor. Domnule ministru Cioroianu, de ce aceste amenințări, de ce a devenit România ținta directă a declarațiilor? Bună seara tuturor dumneavoastră, invitațiilor, celor care ne privesc. România, prin locul ei pe hartă, în vecinătatea Ucrainei și în vecinătatea Rusiei, indirectă, dar mai ales stat cu atâtea interese legitime, istorice, naționale, etnice, naționale, lingvistice în Republica Moldova, România n-are cum să nu se află pe harta de interes a Rusiei și, din acest punct de vedere, ultimele evoluții cu pregătirea piloților pentru F-16, cu lărgirea bazei de la Mihail Kogălniceanu, cu ajutorul pe care l-am dat Ucrainei, ca țară aflată în război, ca țară aflată în vecinătate și atacată, inclusiv din punct de vedere economic, prin toate acestea și, mă rog, alte lucruri pe care noi nu le-am anunțat explicit, dar în mod evident România le-a făcut. Toate acestea ne-au pus în atenția Rusiei, nu că n-am fi fost oricum, pentru că mereu Rusia a avut un ochi destul de suspicios la adresa României, cum România au un ochi destul de suspicios la adresa Rusiei de vreo 150 de ani și mai bine. Deci e o istorie întreagă în spatele nostru și un prezent care ne predispune să fim atenți unii la alții, iar acum Rusia, e rândul Rusiei să ducă grija fermierilor români, după cum am văzut, și evident retorica de rigoare care atacă Occidentul, atacă Bruxelles, atacă NATO și atacă o Românie care a decis să se orienteze spre Occident. Domnule profesor Pârvulescu, dinspre partea Bucureștilor pare că nu s-a schimbat nimic în retorica față de Rusia. Ajutorul pe care noi îl dăm Ucrainei rămâne în continuare, hai să zic, ferit de ochii publicului. Ce s-a schimbat totuși de a început Moscova cu aceste declarații? Vin alegerile în România, are legătură cu asta apropierea alegerilor? S-a mai schimbat ceva. Președintele Iohannis și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general NATO. Iar Rusia va face tot efortul pentru a distruge orice bază politică internă a președintelui Iohannis pentru a-i reduce șansele la ocuparea acestei funcții, care cresc de la o zi la alta, așa cum v-am explicat în urmă cu câteva săptămâni, iar lucrurile evoluează în acea direcție. Nimic nu este definitiv, dar nu este doar asta. Sunt alegerile, cum am spus, și sunt toate alegerile anul acesta. În multe alte state europene, excepție Austria, sunt doar alegeri europene. În Ungaria sunt și alegeri locale, spre exemplu. În România sunt toate alegerile, și prezidențiale și europene, ceea ce o să discutăm imediat după se leagă de asta. Deci Rusia încearcă, prin războiul hibrid pe care îl duce, pe care mi-aduc aminte că acum 3 săptămâni primul ministru Ciolacu refuza să-l accepte aici la dumneavoastră în studio, Rusia încearcă să destabilizeze România. Și folosește, spre exemplu, agricultorii, așa cum am văzut de la început. Ne aducem aminte acel steag răzleț de la periferia Bucureștiului, steag rusesc care era purtat de un agricultor, dar pe de altă parte ideile pe care mulți dintre cei care, sigur, având probleme, le sugerau, veneau din propaganda rusă. Ministrul Agriculturii spune în continuare că nu există, că nimeni nu i-a adus nicio probă că cerealele rusești de care vorbea, despre care citea din materialul pe care i l-au dat scribii de la Ministerul de Externe ucrainiene, da. Cerealele ucrainiene nu s-au putut vinde în România. Nu s-a descoperit niciun fel de urma lor. S-o fi întâmplat ceva de genul ăsta în mod ilegal? Poate, dar nu s-a putut constata. Le-a cerut ministrul și fermierii nu au adus probele. Pentru că și mie mi-au spus fermierii că pot să aducă probe, dar niciodată nu le-am văzut. Am avut și eu discuții cu cunoștințe de ale mele care sunt fermieri, știam despre acest zvon de multă vreme și de fiecare dată am cerut faptele. Să vedem faptele. Și faptele se pare că nu există, dar nu contează. Pentru că știți, domnul Ștefurac a plecat, dar problema în ceea ce privește opinia publică nu sunt faptele, ci sunt percepțiile. Iar dacă românii percep că este o problemă cu cerealele ucrainiene, atunci aceasta riscă să devină o problemă. Și vor încerca, în continuare, să tulbure apele politicii românești, în special pe zona rețelelor sociale. Vor reuși Sabin Orcan? Nu știu. Vedem imediat cum acționează ambasada Rusiei aici. Perfect de acord cu ce a spus domnul profesor Pârvulescu. Este o problemă de percepție, nu de realitate obiectivă. Dar hai ca să... Doamna Zaharova e îngrijorată de nivelul de trai din România și că mâncăm noi produse ieftine și proaste, care n-au nicio legătură cu cerealele ucrainene, în paranteză fie spus. Dom'le, există un economist rus care se numește Igor Lipsitz, care astăzi trăiește în exil, evident, ca toți oamenii de bună credință din Rusia, care a scris manualul care s-a predat 20 de ani în liceele rusești de economie și care spune că situația economică reală din Rusia este mult mai gravă decât credem noi. 14 milioane de oameni, adică aproape cât populația României prezentă în România, sunt sub limita sărăciei, adică sub 100 și ceva de euro pe lună. Situația este foarte gravă. PIB-ul pe cap de locuitor este astăzi în Rusia cu peste 40% mai mic decât PIB-ul pe cap de locuitor din România. Situația în adevărata Rusie, în Rusia reală, nu Rusia oligarhilor și Rusia asta pe care o vedem pe canalele de Telegram, ci Rusia reală este mult mai gravă. Și oamenii aia chiar mor de foame la propriu, așa că îngrijorarea doamnei Zaharova că mâncăm noi produse proaste și scumpe în România este de o ipocrizie totală. Doi la mână, sigur că la noi doar ajutorul militar nu este făcut public de stat. Eu nu o să înțeleg niciodată această secretomanie. Înțeleg rațiunea pentru care statul român, prin CSAT, evită să spună exact cu ce echipamente militare am ajutat Ucraina, dar nu consider că dacă ar fi făcut public, ar fi pus în pericol securitatea națională. Eu consider că trebuia să spună foarte clar statul român cu ce materiale militare a ajutat Ucraina, atâta vreme când nu se încălca vreo lege a secretului de stat, faptul că am donat niște, nu știu, cartușe sau obuze, sau că am donat niște tancuri mai vechi sau niște avioane, n-are nicio relevanță, nu schimbă soarta războiului. România, vreau să mai spun asta, ca să știe românii care se uită la noi, a făcut foarte mult pentru puterea ei economică și militară, a făcut foarte mult pentru Ucraina și acum unii spun că, domnule, ucrainenii nu s-au purtat frumos cu noi de-a lungul istoriei. Dar ce, domnule, rușii care i-au invadat pe ucraineni, care ne-au invadat și pe noi de nu știu câte ori, s-au purtat frumos cu noi. Asta e o prostie. Eu cred că statul ucrainean a înțeles, dincolo de Zelenski și de ce partide sunt sau vor fi la putere, a înțeles că România e un vecin de încredere care, nu cum spune românul, sare la nevoie și ajută. În primul rând am ajutat populația civilă, oamenii din România. Fără intervenția statului, vă aduceți aminte, în primele zile oamenii se duceau în gară la Botoșan, la Suceava și îi primeau cu alimente și cu mai știu eu ce pe ucraineni. Pentru că așa e poporul român în realitate. Iar toți oamenii ăștia care mimează patriotismul pe la noi, inclusiv în politica românească, în Parlament, care mimează patriotismul, dar în același timp spun că România să nu se pună rău cu Putin, că ne e frică. Păi unde sunt, domnule, patrioții ăștia? Unde sunt vitejii ăștia de pe vremea lui Ștefan cel Mare? Că dacă aveam pe vremea lui Ștefan cel Mare lideri politici, voievozi ca doamna Șoșoacă, păi noi eram astăzi guvernie rusească, Lili Ruse. Vorbesc serios, nu râde. Vorbesc serios. Dacă aveam ca Georgică Simion și ca Șoșoacă, noi astăzi eram... Păi cum? Unde-i curajul? Ce? Să nu-l supărăm pe Putin. Suntem în NATO, n-am greșit cu nimic, n-am atacat Rusia, ne-am apărat interesele de stat membru NATO aflat aici în vecinătatea unui război și i-am ajutat pe ucraineni. Nu era normal să se întâmple asta? Ion Ioniță, și în aceste privințe, și în ceea ce privește declarațiile lui Putin privind avioanele F-16, și supărarea față de baza de la Kogălniceanu, și în cazul acestei declarații a Mariei Zaharova cu cerealele ucrainene care ne fac nouă românilor rău, nu există replici imediate, de la nivel înalt. Nu există. Înțeleg că ajutorul militar, ne spunea și Sabin Orcan mai devreme, e bine să nu fie făcut public din motive de securitate, dar aici nu se poate da o replică, nu se poate demonta sau răspunde Kremlinului. Într-o cercetare privind principalele teme de dezinformare care circulă în Europa și sunt produse de propaganda rusă, chestiunea cu alimentele venite din Ucraina este prezentă peste tot în Europa și este între primele 5. Deci în toată Europa se lucrează foarte puternic pentru a se crea această percepție că Europa este invadată de fie de grâu, fie de făină din Ucraina, care nu are standarde, fie de alte produse. Acum umblă tot felul de zvonuri legate de carne și așa mai departe, care nu vine direct din Ucraina, vine prin alte țări și ajunge în România. Deci propaganda lucrează perfect. Ceea ce este foarte grav și îngrijorător este ceea ce se întâmplă la noi. Pentru că aceste teme sunt preluate de guri de foc mediatic din România, pe rețele de socializare, și sunt amplificate, ca și cum ar veni din România. Ele vin din Rusia, sunt spălate și sunt preluate de aceste figuri care au foarte mare notorietate pe rețelele de socializare, partide politice și așa mai departe, patrioți, între ghilimele, care fac perfect jocul Rusiei și preiau aceste teme și le aruncă ca o travă în mințile oamenilor. Și efectele se văd. Nu trebuie să ne destabilizeze Rusia. Ne destabilizăm noi singuri. Pentru că am avut acum câteva zile acest scandal cu fostul șef de la Protecția Consumatorilor, care a venit și a pus un filmuleț al lui, pur și simplu, fără să se bazeze pe nimic, cu un potențial destructiv uriaș. Pui galben. Toată lumea crede că puii galbeni sunt vopsiți și sunt dăunători. Degeaba vin oamenii să spună din industrie, din protecția sanitar-veterinară și așa mai departe, legată că porumbul e galben, știe toată lumea, mămăliga e galbenă, știe toată lumea, furajele se pot și adăuga. E o dragă discuție, nu vreau să o reiau acum. Dar o singură postare bazată pe nimic, pe o analiză. Dom'le, am fost la laborator, am văzut, e scrisă la genul atentat la siguranța alimentară a poporului, a românilor, săriți fraților. Toată chestiunea asta a creat în România un vârtej din ăsta și a sporit neîncrederea, pentru că aici este marea verigă slabă, neîncrederea. Păi de unde știi, mă? Pe ce te bazezi? Și-a dat demisia și a zis că mă duc să candidez la Constant. Și-a dat demisia, s-a suspendat. S-a suspendat, da, mă rog, dacă nu se alege primar, se întoarce. Da. Deci după ce fac o manipulare, fac o destabilizare în România bazată pe nimic, vin și spun, mă duc la Constanța, candidez să mă aleagă constanțenii. Și după aia a fost o metaforă, o figură de stil. Și după aia zici, când vede catastrofa pe care a produs-o din punct de vedere al comunicării în societatea românească, spune, era o metaforă. Deci nu era un atentat grav spus de ce poziție? Ăla care trebuie să apere consumatorii. Deci e distrugător. Și o faci cu zâmbătul pe buze și pe urmă spui, era o metaforă. Dom'le, suntem pe planeta asta, ori nu suntem pe planeta asta? Iar efectul este următorul, că oamenii cred. Nu mai stau să mai vii după aia, după 10 ore, 12 ore, să se trezească producătorii. Singura industrie alimentară din România care are excedent și care exportă din România. În rest vin toți și se bat cu cărămida în piept la televizor. Nu, că importăm, că nu știu ce, și vai, și nu se poate. Și singura industrie care funcționează în România și poate să exporte în domeniul alimentar, îi dăm la temelie. Creăm și panică, că oamenii ce să creadă, să uite și ei, băi, dacă ăsta de la șeful de la asta spune așa ceva, băi, e grav. Și atunci ce am realizat? Mi-e mult mai teamă de ceea ce fac acești, fie că sunt utili, nu mai spun ce utili, cu ei, începe cu ei, ce sunt utili, utilii, ori că o fac din propria prostie, ori că o fac din interese, ori că o fac din aranjamente politice, că am devenit celebru. Sau din vedetism. Pe asta spuneam. Un nebun aruncă o piatră în apă, 10 înțelepți se... Dar gândiți-vă la toate temele acestea pe care le preiau patrioții pur sânge români și înjură pe cei care ne asigură securitatea, pe cei care ne asigură prosperitatea și fac jocuri habar n-având, unii dintre ei habar n-având și unii făcând ticăloșeni, fiind ticăloși în chestia asta, pentru că este de neconceput să preiei niște lucruri de asemenea gravitate, să le dai drumul în eter, să duc pe rețelele de socializare. Trăim în epoca în care dezinformarea de acest tip poate să îngenuncheze o națiune. Poți să ai tancuri, rachete, câte vrei, Dacă oamenii cred altceva decât este în realitate, degeaba le-ai. Despre dezinformarea pe rețelele sociale vorbim acum. Mesajele antioccidentale ale ambasadei Rusiei în România prind din ce în ce mai mult pe Facebook. Conform jurnaliștilor de la Europa Liberă, strategia de promovare adoptată pe rețelele de socializare a făcut ca postările să ajungă la mult mai mulți oameni în ultimii 2 ani, de când Ucraina a fost invadată. Fenomenul dezinformării prin social media este cu atât mai nociv acum, în an electoral, spun specialiștii. Ne explică jurnalistul Digi24, Elena Crângașu. Bun găsit! Ambasada Rusiei încearcă să-și crească vizibilitatea pe rețelele de socializare. De la începutul invaziei nejustificate în Ucraina și până în momentul de față a crescut numărul reacțiilor pe Facebook. Ne referim aici la distribuiri, la comentarii de peste 6 ori conform Europa Liberă. Asta datorită strategiei pe care o adoptă misiunea Moscovei la București. Ne referim aici pe de o parte la faptul că au început să posteze din ce în ce mai mult în limba română pe Facebook, dar și cultivarea relațiilor dintre diplomații ruși și vlogării din România, jurnaliștii de la publicații proruse, urmărite de 10.000 de oameni pe Facebook. Acum, dacă ne uităm la cifre, vedem că în 2021 ambasada reușea să strângă undeva la 65.000 de reacții la un număr de în jur de 4.000 de postări. În 2022 crește foarte mult acest număr de interacțiuni. La peste 3.000 de postări pe Facebook a adunat ambasada peste 404.000 de interacțiuni, iar în 2023, la fel, un număr foarte mare față de 2021, la 2004 postări a strâns peste 207.000 de reacții, comentarii și distribuiri. Sunt datele celor de la Europa Liberă, iar specialiștii transmit că aceste mesaje antioccidentale venite din partea Kremlinului, preluate de aceste publicații proruse despre care vă spuneam, sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât anul ăsta știm că avem foarte multe rânduri de alegeri în România. Elena Crângașu, o explicație despre cum reușește ambasada Rusiei să facă propagandă în România. Domnule ministru Cioroianu, ne amintim cu toții, la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană a reacționat foarte ferm, a tăiat practic gurile de propagandă ale Rusiei în Europa. Dar pe parcursul acestor ani de război, propaganda rusă a găsit nișe, se pătrunde în interiorul societăților occidentale. În România sunt ei supravegheați, este această propagandă supravegheată, este estimată, este anticipată în vreun fel? Până acum a părut că da. Dacă te uiți de ceva vreme încoace, lucrurile nu mai stau așa de bine. Depinde, nu se știe, s-ar putea să fie supravegheați. Acum avem instituții a căror logică este apărarea securității și interesului național. Să nu vorbim noi în locul lor. Pe de altă parte, într-o societate liberă este greu să restricționezi dreptul cuiva la exprimare, cât de paradoxal ar fi. Inclusiv ambasada Rusiei la București beneficiază de climatul democratic al unei țări imperfecte, cum este România, dar, mă rog, într-atât de imperfectă încât măcar dreptul la exprimare l-au, aș spune, mai liber decât acasă. Efectiv, în România poți să spui orice, poți să spui și de bine și de rău la adresa conducătorilor bunăoară, ceea ce în Rusia te expune unui risc mortal. Deci, din acest punct de vedere, e totuși mai bine să te exprimi la București decât la Moscova, inclusiv pentru locuitorii și lucrătorii ambasadei ruse. Deci, acest lucru nu trebuie să ne alarmeze neapărat. Faptul că au devenit mai activi este semnul că au primit instrucțiuni de acasă. Această interacțiune a ambasadei ruse și a unor posturi, site-uri rusești cu publicul românesc a început, aș spune, masiv odată cu pandemia. Sigur că preexista. Vă aduc aminte că a fost o vreme în care am impresia și posturi de televiziune rusești. Nu știu, Russia Today, cred că era vizibil în România pe rețelele noastre. Apoi pandemia a dus la explozia unor informații și pseudo-informații provenind de acolo. Iar acum, în vremuri de război, la ce să ne așteptăm? Își fac și ei datoria, își fac sarcinile de acasă, Până la urmă, treaba noastră este să ne educăm propriul nostru public. Adică avem grijă ca românii să nu fie vulnerabili la astfel de bazaconii, la tot felul de legende, minciuni și interpretări false. Și asta ține de noi, că nu putem să-i condamnăm pe ruși că își aruncă neter propria lor versiune asupra realității. Noi trebuie să avem grijă de publicul nostru și mai ales de cei tineri, dar nu numai, în ideea de a-l imuniza cu privire la aceste minciuni care, repet, aceste povești sunt posibile la București, dar nu sunt posibile la Moscova. La București poți să spui ce vrei, la Moscova îți asumi riscuri dacă spui ceva ce nu convine conducerii politice. Domnule profesor Pârvulescu, printre cele mai populare mesaje ale ambasadei este o declarație a lui Vladimir Putin că în Rusia nu va exista nicio simpatie pentru naziști, pe care alta doamnei Zaharova, doamna Zaharova este popularizată îndelung de către ambasadă. Aici doamna Zaharova, în această postare a patra cea mai populară, îi îndemnă pe europeni să rezolve problema migrației înainte să se gândească la o armată comună. Evident. Dar ce ați vrea, ca ambasada Rusiei să facă propagandă pentru Joe Biden? Nu. Nu se poate. Doamna Zaharova este totuși, bănuiesc că secretar de stat, fiind purtătoare de cuvânt la Ministerul de Externe rus. Deci trebuie să o cultive, iar președintele statului a obligația să-și pună toate declarațiile pe site. Eu n-aș exagera partea cu propaganda oficială pe care o fac rușii, ci cu cea neoficială, cea asupra căreia nu avem niciun fel de control. Trolii ruși zburdă prin România nu din 2022, ci din 2010, poate chiar și mai devreme. Pe măsură ce rețelele sociale s-au dezvoltat, lucrurile au început să crească. Repet, o informație pe care am mai dat-o la dumneavoastră în emisiune din 2012, Prigojin a deschis celebra fermă de troll de la Sankt Petersburg, unde avea vorbitori de română, care au postat în românește, nu tradus din rusă în română, ci direct în românește, folosind toate profilele pe care le aveau. Problema e că suntem în mare măsură neapărați în fața acestor lucruri, pentru că după ce au făcut în gen Cambridge Analytica, o analiză a tipului de profil a diferitelor categorii sociale, le inundă pe rețele specifice. Fie că folosesc Facebook, de care ați vorbit și permis și eu să vorbesc, fie că folosesc altele. Le inundă cu informații care nu sunt informații rusești, care sunt informații care, așa cum spunea profesorul Cioroianu mai devreme, ajung la publicul respectiv. Apropo însă de ce făcea domnul Constantinescu, actualmente candidat PSD pentru Primăria Constanța. Și să-mi aduceam aminte de un film care cred că a jucat un rol important în construirea unei mentalități românești referitoare la industria alimentară, Aripioară și Picior, cu lui de Funès. Vă aduceți aminte că era industria care transforma cauciucul în pui. Cam așa ceva ne-a transmis. Problema e că acest domn a făcut propagandă deșanțată împotriva capitalismului. Cu foarte mare întârziere, Concordia, patronatul multinaționalelor din România, a reacționat cu vreo 2 săptămâni în urmă, spunând, totuși, modul în care se critică producția și producătorul român nu este deloc normal. Ei, asta face parte, cum sugera mai devreme Ion Ioniță, probabil că involuntar, sper că involuntar, dar face parte dintr-o campanie de denigrare a României, a producătorului român. Dintr-o dată devine un conspirator la adresa sănătății publice românești. Și nu doar că este din emersie pe funcție din care s-a suspendat ca să poată să meargă la alegeri, se va și reîntoarce acolo. Tot despre rețelele sociale vorbim. După ce a ajutat Ucraina cu satelit Starlink la începutul războiului, Elon Musk a criticat acum tactica adusă de Kiev și le dă chiar sfaturi comandanților ucraineni. Miliardarul susține că soldații Kievului ar trebui să se concentreze pe apărarea teritoriului actual și să renunțe la contraofensivă. El crede că Rusia va câștiga tot mai mult teren pentru că are o armată mai mare și artilerie mai puternică. A fost o risipă tragică de vieți pe pentru Ucraina. Orice fraier ar fi putut prezice asta, a scris Musk pe Twitter, un comentariu care a stârnit noi nemulțumiri la Kiev. Potrivit previziunilor lui Musk, soldații Moscovei pot cuceri inclusiv Odessa dacă luptele vor dura suficient de mult, așa că îi recomandă președintelui Zelenski să poartă negocieri pentru a evita acest lucru. Ion Ioniță, Elon Musk, proprietarul Twitter, că, mă rog... Și nu numai al Twitter. Și nu numai al Twitter, un om de afaceri... Tesla, SpaceX și așa mai. Un om de afaceri extrem de influent, un susținător al Ucrainei, așa părea la început, după care a trecut spre această zonă, cu retorică aproape pe fața anti-ucraineană. Nu, de la început. Și n-a fost un susținător. E un susținător al dictatorilor. Este un ultraconservator. A susținut întotdeauna că Ucraina trebuie să cedeze teritorii. Dar a ajutat. I-a ajutat cu sateliți. După care le-a cerut bani. Pe care nu-i aveau, pentru că era un război bombardat de ruși. Deci, da, sigur că nu neagă nimeni că sateliții Starlink au ajutat foarte mult Ucraina în momente critice, deci nu trebuie să nu vedem noi înșine realitatea, așa este. Și armata ucraineană a folosit sistemul de comunicații și a ajutat foarte mult. Da, jos cu pălăria, așa este. Dar declarațiile pe care le-a făcut și ceea ce îndeamnă pe ucraineni să facă sunt contrare. Deci spun, hai, ați rezistat, bravo, ne pare bine, dați jumătate de țară din țara voastră, dați-o, ați murit degeaba, dați jumătate din țară sau cât o vrea să ia Rusia și o să fie toată lumea fericită. Pentru că asta consonează foarte mult cu propriile lui convingeri politice. Și ați văzut ce susține și în rest. Mai pune câte o postare. De-aia o fi dat 40 de miliarde pentru a cumpăra Twitter și a-l transforma în X, ca să-și pună el postările acolo cele mai ciudate, pe lângă alți ciudați pe care i-a reprimit pe platformă și dau acum niște mesaje de te doare capul, pur și simplu, când citești ce se poate vehicula. Așa încât asta e lumea în care trăim. Sunt acești super miliardari, extrem de inovativi, au creat lucruri care nu existau, pur și simplu, dar unii dintre ei, și Elon Musk este unul dintre ei, are aceste concepții. El rezonează foarte mult cu Putin în acest sens, sau cu Donald Trump în acest sens. Și au publicul lor. Deci... trebuie să luăm lucrurile exact așa cum sunt. 180 de milioane aproape are, 179,3 milioane de followers, de urmăritori pe Twitter, Elon Musk. Partea unor cercuri de afaceri conservatoare, un om extrem de influent, nu doar pe rețelele sociale, ci și în lumea de business și de politică americană. Dacă ăsta este mesajul pe care un om ca Elon Musk îl propagă, foarte probabil îl vom regăsi în cercurile conservatoare, cercurile politice conservatoare de la Washington. Avem alegeri și în Statele Unite. E adevărat, dar nici nu cred că e cea mai stupidă postare a lui Elon Musk. Am mai vorbit despre asta. Acum, nu toți cei care sunt followerii lui Elon Musk sunt și aplaudați lui. Eu i-am dat follow ca să văd ce scrie, dar nu înseamnă că nu putem să criticăm reacțiile lui ciudate. Din timpul acestui conflict militar a mai avut niște declarații, inclusiv unele în care părea așa că ar fi un mare guru în geopolitică, domnul Elon Musk știind geopolitică cât și o fizică cuantică, adică aproape deloc. Face asta, bănuiesc, pentru că e un om inteligent, o face din motive interesate. Elon Musk are afaceri în China, lui Xi Jinping nu dă doi bani pe ce se întâmplă cu drepturile omului în China, câtă vreme trebuie să facă afaceri cu China. Nu? S-a și dus la întâlnire cu el când a fost în America. Deci eu cred că este și un interes de afaceri, nu doar o concepție ideologică a lui de ultraconservator. Dar dacă revenim puțin la chestiunea asta a materialului din Europa Liberă despre site-urile care preiau și amplifică postările ambasadei Rusiei la București, hai să spunem un lucru totuși, că ambasada Rusiei la București nu strânge chiar atâtea like-uri câte ar trebui, cred că strânge mai puține decât mine, care am un cont personal, n-am o pagină publică. Dar o activitate crescută de șifrări. Are activitate crescută, dar nu e între principalii influenceri de pe Facebook. Al doilea, cine sunt aceste site-uri? Unul, de fapt, este un blog care aparține unei doamne, înțeleg că e mai nou soția domnului Voican Voiculescu și care a fost redactor șef sau ce a fost pe la Sputnik, adică o angajată a regimului Putin pe față. Al doilea site este un site despre care eu am mai scris în trecut, Vești din Rusia. Vești din Rusia este o platformă creată de ambasada Rusiei la București, nu e a nimănui, nu e vreun trust privat, creată ca o oglindă, ca un backup pentru Sputnik. În momentul în care Sputnik a fost interzis și noi aveam sputnik.md, dar care de fapt avea rubrică de România, toate articolele din Sputnik le puteți găsi pe acest Vești din Rusia. Iar eu mi-am făcut datoria și am întrebat la directoratul ăsta de comunicații care s-a ocupat cu trierea site-urilor care ar fi propagandă rusă în baza directivelor europene și rezoluțiilor europene care sancționau această propagandă, dacă acest site de fapt nu face decât să preia traducerea în română a tuturor articolelor din Sputnik, Sputnik fiind interzis, de ce nu faceți nimic? Și răspunsul a fost că noi nu putem face decât tehnic dacă IP-ul e la Moscova. Dacă IP-ul e în altă parte, orice propagandă e la liber. Că trăim în democrație, cum zicea, cred, Ion Ioniță mai devreme. Ce mă tem mai tare este că avem propagandiști ruși în România care nu dau share la postările ambasadei Rusiei. Dar care fac propagandă. Unul, cred că tocmai era anunțat candidat la primăria Capitalei, au posturi de radio, au televiziuni, au site-uri și există o întreagă rețea care nu dau share la postările domnului Cuzmin, dar reiau ca papagalii același punctaj care vine de la Moscova. Că Occidentul e rău, că a atacat, că Rusia se apără și așa mai departe. Că inclusiv lucrul ăsta, că în toată povestea asta, în tot angrenajul ăsta, sunt și niște, din păcate, niște foști miniștri de externe ai României care spun că cineva, nu știu, Iohannis, CSAT-ul, Ursula von der Leyen, vrea să tărască România în război. Domnule, asta e cel mai mare fake news și cel mai grav. Mai grav decât puiul galben, Ion Ioniță. Știi de ce? Pentru că n-am văzut o reacție hotărâtă de la oamenii care mai au puțin creier în țara asta. Cum, domnule, cine vrea să tărască România în război? România nu a făcut niciun gest agresiv față de Rusia. Nici măcar nu l-am expulzat pe amărâtul ăsta de Cuzmin, care ne jignește în postările alea pe Facebook când îl apucă. România n-a făcut nimic mai dur decât alte state din NATO. N-a făcut ce a făcut Polonia, n-a expulzat. România a fost un stat chiar foarte așezat, ca zic așa. Despre Polonia, vă rog. Și România este singurul stat care până în momentul de față nu a arestat niciun spion rus. Sau nu știm noi, domnule. Sau nu știm noi. Eu știu că a expulzat. Nu vorbesc de expulzat, de arestat. A expulzat în secret. Dar nu i-a arestat public, e adevărat. Da. Asta nu știm. Haideți să plecăm de la premiza că nu sunt spion ruși în România. Așa mă gândeam și eu. Nu, dar idioți utili sunt câți cuprinde. Vreau să vorbim despre avertismentul premierului Poloniei și anume omenirea a intrat în epoca prerăzboi, iar Europa nu este pregătită. Donald Tusk a spus acest lucru într-un interviu acordat presei europene unde a declarat că totul a început odată cu invadarea Ucrainei. Citez, nu vreau să sperii pe nimeni, dar războiul nu mai este un concept din trecut. Știu că sună devastator, în special pentru generația mai tânără, dar trebuie să ne obișnim cu faptul că a început o nouă eră, era prerăzboi. Acest lucru devine tot mai clar în fiecare zi, le-a spus premierul polonez jurnaliștilor. Donald Tusk susține că Europa nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație în ultimii 80 de ani și că, în consecință, orice scenariu e posibil. În paralel, a făcut apel la statele NATO să aloce mai mulți bani apărării și să îndeplinească cel puțin ținta de 2% din PIB. Declarații făcute de către premierul polonez, domnule ministru Cioroianu, avertismentele sunt din ce în ce mai multe. Și dacă ele se mulțesc, nu cumva există riscul să nu mai fie crezute de populația medie occidentală, europeană, chiar și americană? Nu cred că aceste avertismente sunt menite tocmai pentru a trezi populația occidentală, populația din țările libere, de a le trezi dintr-un fel de, eu știu, utopia unei păci perpetuie. Nu există pace perpetuă. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că mereu am fost între două războaie, cât de respingătoare ar fi războaiele, cât de nedorite ar fi ele, s-au întâmplat de-a lungul istoriei. Acum traversăm o frumoasă perioadă de pace, destul de lungă. Sperăm că ea va continua, dar natura umană, din păcate, nu exclude viitoare conflicte, cu atât mai mult cu cât în tot timp. Aduceți-vă aminte, în anii 90, războaiele erau în vecinătatea noastră, în fosta Iugoslavie. Mai apoi, nu știu, Georgia 2008, Ucraina după 2014, nu mai vorbim de alte continente. Mereu războiul este o prezență în societatea umană. Asta este natura noastră. Aceste avertismente, Donald Tusk fiind doar ultimul dintr-o lungă listă de lideri europeni care vorbesc despre posibilitatea unui conflict, sunt menite într-un fel, pune în gardă că, din păcate, pacea nu a primit o moștenire de la părinți. Pacea este clădită de fiecare generație, sau mai bine spus, fiecare generație trebuie să-și apere propria pace. Partea proastă e că pentru a ne apăra pacea trebuie să ne pregătim de război, mai ales când ai un vecin european revanșar, nemulțumit cu granițele sale, nemulțumit cu sfera de influență, nemulțumit cu ceea ce vor să facă unii dintre vecini, cum ar fi Vladimir Putin în legătură cu Ucraina. Totul a plecat de la nemulțumirea liderului rus că Ucraina vrea să ia pe alt drum. Ori din acest punct de vedere, ce trebuie să facem? Să ne imaginăm, să ne amăgim că pacea ne este garantată de cine? De Dumnezeu, de legi, de destin, de soartă? Nici pe departe. Pacea este o construcție, războiul este deseori o prezență în societățile noastre, drept care cele două sunt într-un fel de echilibru, fiecare decurgând din cealaltă. Pentru a ne păstra pacea, din păcate, e bine uneori să ne pregătim pentru o confruntare, mai ales în vecinătatea unui regim imprevizibil și destul de rancunos la adresa noastră. Despre regimul imprevizibil de la Kremlin vorbim după o scurtă pauză. Astăzi, documentul care îi alertează pe ruși, dar și Occidentul, un nou semnal că Putin se pregătește pentru un război pe termen lung. Revenim. A apărut astăzi documentul care îi alertează pe ruși, un decret de chemare la armea unui număr uriaș de militari, 150.000, semnat chiar de Vladimir Putin. Recrutarea începe chiar pe 1 aprilie și se încheie pe 15 iulie. Conscripția se va desfășura în toate regiunile Rusiei, cu excepția anumitor regiuni din nordul îndepărtat. Decizia vine în contextul în care pierderile rusești în războiul din Ucraina ar fi de 1,5 milion de soldați morți și răniți. Doamna profesor Pârvulescu, spuneați în timpul pauzei că nu e panică. Este o decizie pe care Rusia o ia în constant. În fiecare an. În fiecare an se întâmplă aceeași constricție, dar știți, când ai război este mult mai serios, iar la precedent au fugit câteva sute de mii, milioane de oameni. În Georgia, în Finlanda, încă se mai putea trece în Finlanda în momentul ăla. Și probabil că se va întâmpla și de data asta. Și e o problemă cu această constricție, pentru că e vorba de tineri și e vorba de specialiști. Deci iau din anumite zone, ceea ce înseamnă că, apropo de discuțiile noastre mai devreme cu starea economiei rusești, că starea economiei rusești va deveni și mai problematică. Pentru că dacă iei oamenii din informatică și îi duci în armată, firmele care trebuie să susțină efortul militar nu vor mai avea specialiști. Și este una din marile probleme pe care le au și cu care se confruntă, pe care vor să o ascundă. Nu face deloc, ca și în Ucraina de altfel, sprijinul populației rusești, această constricție. Ea se întâmplă în fiecare an, este mai mare decât de obicei, 150.000, pentru că trebuie să pregătească militarii pentru frontul din Ucraina, dar întrebarea e, vor reuși cu asta să îi copleșească pe ucrainieni, pentru că, spuneați mai devreme, pierderile sunt de 1,5 milion. Sunt pierderi imense. Poate că nu sunt de 1,5 milion, poate că sunt de 300.000, poate că sunt de 300, dar sunt imense în orice caz. Iar oamenii aceștia nu sunt deloc fericiți să se ducă la război, vor încerca să scape și asta va crea oarecare emoție, dar nu va duce la căderea regimului. Asta e întrebarea domnului ministru Cioroianu, pentru că la începutul invaziei am auzit analiști, comentatori politici, comentatori, spunând că nu va putea Putin să țină foarte mult acest război, pentru că vor începe să ajungă acasă, la familii, sacii cu cadavrele militarilor, tinerilor militari sau de toate vârstele. Și am tot așteptat în acești ani să vedem acea nemulțumire din societatea rusă vis-a-vis de pierderile uriașe. E posibil să existe și să nu vedem noi sau încă nu s-a ajuns la pragul acela critic? Pentru că pierderile n-au cum să nu fie mari. Aveți dreptate, dar cred că e vorba de un prag critic și de așteptările populației. Deci pierderile din Ucraina au depășit cu mult, în 2 ani de război, au depășit cu mult pierderile din Afganistan. Problema este că unora dintre ruși, totuși, conflictul din Ucraina li se pare legitim, în timp ce războiul din Afganistan era limpede o problemă politică, impunerea unui guvern într-o țară străină, pe când multora dintre rușii acest conflict din Ucraina li se pare a fi împlinirea unui drept al Rusiei de a controla o țară ce face parte din lumea rusească. Nu numai Vladimir Putin crede asta, din păcate. Sigur că noi am văzut și ruși care fac gesturi de protest, mai deschis sau mai puțin deschis. Foarte bine vorbea Cristian Pârvulescu despre rușii care fug din țară, probabil vor mai fugi. Dar în același timp, iată că multe familii din Rusia acceptă un cec în mașinii, ce s-au mai dat în compensație față de o rudă dispărută, față de un soț, față de un fiu dispărut pe front, înseamnă că nu s-a atins această masă critică, exact cum spuneați dumneavoastră, și atunci când se va atinge vom vedea. Deocamdată, atenție, această mobilizare este doar un exercițiu anual, este intrarea în pregătirea militară a tinerilor de peste 18 ani. Vă aduc aminte că președintele Putin a crescut vârsta de mobilizare. Cred că e trecută de 30 de ani în momentul de față. Înainte era pe la 27, acum a trecut de 30 de ani. 150.000 de tineri intră în bazele scriptice și efective ale armatei. Dar atenție, nu știm cum vor reacționa ei, pentru că între noi fie vorba, nu e o plăcere pentru nimeni să fie trimis în armată câtă vreme țara ta e în război. Sigur că societatea deocamdată acceptă, societatea nu s-a revoltat în proporțiile pe care probabil și le-ar fi dorit, nu știu, ucrainenii sau mulți din lumea occidentală, dar ușor nu poate să fie și cred că și Vladimir Putin merge pe un fir destul de întins între a-și asigura mâna de, cum se spune, carnea de tun și totodată de a nu vexa foarte mult o populație care stă cu ochii pe el. Irenița. Da, după momentul, așa ziseră, la alegeri cu rezultatul de 87% și după momentul atacului terorist de la Moscova, era clar că regimul se va îndrepta spre o reacție și mai dură și spre a mobiliza populația pentru a încerca o victorie în Ucraina care să justifice până la urmă pierderile pe care le-au avut. Să justifice pentru o mare victorie, nu? Iar societatea rusă acceptă așa ceva. Este extrem de rezistentă din acest punct de vedere. Nu percepe lucrurile cum le percepem noi în cealaltă parte. Noi considerăm că fiecare viață umană contează. La ei este cu tot o altă concepție. De altă parte, trebuie să ne gândim, și revin la ceea ce spunea premierul Tusk, un om cu mare experiență și un politician de anvergură. El nu vrea să sperie lumea, el vrea să spună un lucru foarte simplu. Avem istoria Europei și știm marile greșeli pe care istoria Europei le-a avut și au dus la la catastrofe de neimaginate în istoria omenirii. Mă refer la cele 2 războaie mondiale. Ori, și primul, dar ne referim la al 2-lea război mondial, oameni ca Hitler puteau fi opriți fără niciun fel de catastrofă în anii 30 după ce au luat puterea. Pentru că acești oameni au încălcat legile și dreptul internațional valabil la acea vreme pe care statele lor le semnase. Germania le semnase, era parte din sistemul internațional. Dar pentru că liderii s-au speriat atunci să aibă o acțiune fermă, să pună piciorul în prag, să-i spună nu permitem unui bandit să ocupe Europa, consecința a fost că 50 de milioane de oameni au murit pe fronturile celui de-al 2-lea război mondial. Mulțumesc foarte mult. Se termină, domnul Strunor, briefing-ul aici. Rămâneți cu noi în continuare. Imediat, jurnalul orei 23 cu Mircea Ivan.